După ani sau chiar luni de pregătire, a venit și ziua cea mare. Examenul maturității a fost susținut astăzi de mii de elevi botoșeneni. Emoțiile au fost mari, însă dorința de reușită i-a ținut în priză pe elevi, pentru a nu rata vreun detaliu semnificativ. Prima probă a fost cea la limba și literatura română, proba obligatorie de altfel. Înainte de a intra în sala de clasă, elevul este supus unui triaj epidemiologic. Le-a fost luată temperatura și elevii s-au dezinfectat pe mâini și pe picioare la intrarea în școală. Ca și în ceilalți ani, elevii care susțin examenul de bacalaureat nu au voie să intre în sala de examen cu telefoane mobile, genți, căști, dispozitive electronice, ghiozdane, sacoșe sau cărți. Cum a fost examenul pentru tine? A fost bine. M-am învățat, m-am pregătit. A fost bine. A fost destul de ușor comparativ cu anii trecuți. A fost ușor, mă așteptam să fie mai greu textul argumentativ, dar mi-au venit ideile fix pe moment și a fost destul de bine. La subiectul al treilea, unul care de cele mai multe ori îi pune în dificultate pe elevi, cei de la Profilul Real au avut de redactat un eseu de minim 400 de cuvinte în care se prezinte particularitățile unei comedii studiate. Cei de la Profilul Umanist s-au ales cu particularitățile de construcție a unui personaj dintr-o comedie studiată. Nu mă așteptam și chiar nu am repetat-o, dar până la urmă m-am amintit și a fost destul de ok. Ce ai avut la ultimul subiect? Particularitățile unei comedii studiate, o scrisoare pierdută. Comedie, particularitățile comediei. Pentru unii, cele trei luni petrecute acasă și cu orele online nu au putut fi decât timp pierdut. Ți-a fost greu să te pregătești în această perioadă de pandemie? Sincer, da, pentru că nu am avut sprijinul profesorilor, deși am avut orele online, nu s-au comparat cu cele obișnuite. Dar la orele de pregătire de la școală? Acolo a decurs totul în regulă, doar că nu se compară cu cele 3-2 luni care au fost pierdute. N-aș putea spune. M-am pregătit singur acasă. Mi-a fost mai util așa. Următoarea probă va fi cea obligatorie în funcție de profil și va avea loc miercuri, iar ultima probă și cea la alegere, tot în funcție de profil, va avea loc joi. Elevii vor primi rezultatele pe data de 30 sub anonimat.